În cursul zilei de astăzi a avut loc un accident grav pe raza localității Podeni. Un bărbat în vârstă de 70 de ani a intrat pe contrasens și s-a izbit într-un camion. Astfel a fost propulsat în afara părții carosabile. Conducătorul autovehiculului a fost găsit în stare gravă, inconștient și încarcerat. Echipajele de salvare ajunse la fața locului i-au oferit primul ajutor. Ulterior a fost transportat la UPU suferind un șoc hemoragic și traumatic, traumatism de bazin, fracturi de membru superior stâng și membru inferior drept. Șoferul autoutilitarei a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a arătat că nu se afla sub influența alcoolului.